Vă salut! În această ocazie voi discuta despre o idee legată de motivație. Data trecută am spus că cel mai important lucru în tratamentul acesta prin post-terapeutic este motivația. Și vă voi dezvălui care a fost factorul meu motivațional principal care m-a împins să depășesc acest prag neplăcut de 36-40 de ore, care pentru mine a fost foarte greu de depășit. Este un subiect personal pe care până acum nu l-am făcut public, este cunoscut doar în cadrul familiei mele, dar sper să fie util, adică cumva mă fac vulnerabil prin problema prin care am trecut, dar sper să fie de folos la multe alte persoane care pot fi încurajate în a lupta și a depăși acest prag de dificil de crize, de acidoză în perioada postului, pentru alte motive pe care le are fiecare. Deci, la mine s-a întâmplat lucrul acesta, cum am spus, 7 ani în urmă, când am reușit să depășesc pragul și a fost un eveniment foarte dureros, neplăcut. Și anume am avut o infecție urinară cu Escherichia coli. Inițial, când a fost detectată, n-au fost probleme semnificative. Eu mai țineam atunci perioade scurte de post, când orice stare de rău se ameliora cât de cât ușor, dar prin aceasta, de fapt, am făcut o selecție a microorganismelor rezistente. După cum v-am spus și în prima prezentare, în momentul în care nu rezolvăm o problemă în mod complet, facem, de fapt, o selecție, fiindcă să zicem că avem 100 de bacterii. Dacă aplicăm un tratament parțial prin oricare metodă ar fi antibiotic sau metodă naturală, naturistă, cum ar fi cea prin post-terapeutic, și nu le distrugem pe toate 100, rămân, să zicem, 5 sau 10. Cele care au rămas, 5 sau 10 și au rezistat la tratamentul nostru, sunt de fapt cele mai rezistente, cele mai puternice, care la rândul lor se înmulțesc și a doua oară când revine infecția cu simptome, cu stări de rău, ea va fi mult mai greu și de suportat și de tratat. Deci eu am făcut această greșeală atunci, practic făceam o ameliorare sau o eliminare a simptomelor, dar nu am rezolvat problema. La un moment dat, infecția a revenit foarte puternic și s-a manifestat prin așa numita inflamație a testiculului, denumită epididimită. În momentul în care adică problema a fost foarte gravă, a trebuit să merg la medic. După o consultare la medicul de familie, mi-a spus că această problemă trebuie tratată cu antibiotice, eventual mai multe tipuri de antibiotice, în funcție de cea care se speră că va da rezultat. Dacă nu se rezolvă cu antibiotic, trebuie urmat intervenție chirurgicală. Și cam atât mi-a zis. După aia, când am mai citit, am mai căutat, m-am informat pe subiectul acesta, am văzut că ordinea este în felul următor la abordarea acestei infecții. Este antibiotic, eventual un alt antibiotic, dacă primul nu dă rezultat, după aia un alt antibiotic. Dacă nu merge cu toate antibioticele pe care le avem, se intervine chirurgical. Adică dăm afară, da? Un organ, dacă nu se rezolvă și se extinde, dăm afară al doilea organ și după aia nu mai avem ce da afară, da? Și dacă nici după a doua intervenție chirurgicală nu dispare infecția, ea se extinde, atunci urmările pot fi dramatice și anume moarte. Adică asta am citit pe internet. Deci care erau șansele mele sau, să zicem, speranța mea de
de acum încolo, dacă abordam un tratament obișnuit, convențional, era acesta. Mă tratez cu antibiotic cât încape, cu speranța să se rezolvă. Dacă nu se rezolvă, mergem la operație și facem pașii de operație. Dacă nu se rezolvă nici după operație, este caput. Caput complet. E, într-o astfel de balanță între tratamentul naturist pe care îl știam eu până atunci și tratamentul alopat sau convențional a fost o decizie foarte grea. De ce? Fiindcă toată lumea din jur, specialiștii, medicii și experții spuneau asta este singura cale. Urmează. Eu, din ce am mai citit până atunci, știam, mai aveam ceva, aveam și ceva rezerve față de varianta asta alopată, rezerve destule și aveam și careva speranță metodele naturiste. Medicul de familie mi-a dat o trimitere la medic specialist. Dacă nu greșesc, am fost la MedLife atunci și mi-au făcut un set de analize mai complexe cu ecografie, cu, în fine, bun, așa. Și când am întrebat la medicul specialist, mi-a zis exact același mod de abordare în privința tratamentului. Nu mai repet. Eu i-am spus și dacă încerc natural, mi-a zis, nu există așa ceva. Nu există tratament naturist pentru asta. Bine. Ok. Cantitatea sau rezultatele la urocultură în acel moment erau peste 100.000 de unități formatoare de colonii UFC pe 1 mililitru de urină. Asta înseamnă o infecție masivă cu Escherichia coli. Deci, ce am făcut în acea situație dificilă? Bine, a fost și febră, inflamație, testiculul stâng la mine a fost supra-dimensionat de câteva ori și dureri de toate felurile, deci a fost groaznic. Febra am ajuns parcă la 40. Am mers pe varianta de post terapeutic. În încercarea de a depăși acea barieră. Și, practic, aici nu prea aveam ce alege. Adică sau mergeam pe varianta aceasta pentru a depăși pragul de 36-40 de ore, sau mergeam pe varianta medicamentoasă, care nu era deloc roz. Pot să zic că n-a fost deloc plăcut nici ce am făcut eu. A fost, ce mi-amintesc, a fost febră de 40. Și am continuat, n-am luat, parcă n-am luat nimic pentru febră. Am continuat înainte cu postul. Când a fost starea de rău maximă, am băut un pic de suc de struguri ca să depășesc acel prag de hipoglicemie despre care v-am spus data trecută. Și până la urmă am depășit pragul. Când, cu atâta motivație, n-ai încotro. Și am făcut, cred că, 5 zile de post în acea primă intervenție. 5 zile, nu mai țin minte exact, dar să zicem în jur de 5 zile. După aia am fost, când mi-am revenit, după câteva zile, am fost la niște analize. Și nu cred că s-a schimbat ceva în analize. Simptomele au dispărut, da. Au dispărut, nu mi-a mai fost, adică au dispărut toate simptomele, încă era inflamația, să zicem, într-o oarecare măsură vizibilă, dar nu mai erau toate stările de rău. După o perioadă de timp, nu țin minte exact cât, adică am avut un regim normal de viață, am revenit cu un post de 7 zile. După ce am terminat acest post, am făcut analize, iarăși mare diferență la analize n-au fost. Deci asta cu 5 și 7 zile nu mi-aduc aminte exact dacă am ținut direct 7 zile sau am ținut 5 sau 7, oricum au fost niște posturi mai scurte care n-au dat rezultat. Următorul post a fost de 10 zile. E, după acest post de 10 zile mi-aduc aminte foarte bine rezultatul.
la urocultură au fost 10.000 de UFC pe mililitru. Deci lucrul acesta deja a fost o mare încurajare. Se vedea că sunt rezultate, dar nu a dispărut. Adică pentru mine 10.000 de UFC încă erau multe, după părerea mea. Bine, adică nu puteai să zici că este complet curat. După, iarăși, nu știu, o lună, două, trei, cât m-am alimentat normal după acest post, am revenit cu un post mai prelungit de 14 zile. E, după acest post de 14 zile, bineînțeles, am lăsat după post, nu știu, o lună și ceva, ca organismul să-și revină așa și apoi facem analiza. Fiindcă dacă facem analiza imediat după post, bineînțeles că totul va ieși curat, deci trebuie să lăsăm o perioadă de timp ca organismul să-și revină complet. Deci, nu știu, o lună, două am lăsat după acel post, am făcut analiză și totul a ieșit curat. Am mers cu rezultatele de analiză la medicul de familie. Eram foarte curios ce va spune. Fiindcă atunci când i-am spus că aș vrea să încerc naturist, tratament naturist, mi-a zis este imposibil. S-a uitat așa ciudat la mine, deci nu n-ai cum. Deci asta este singurul tratament existent. La fel ca și medicul specialist de la MedLife, dacă nu greșesc. Și vreau să văd reacția doamnei doctor, care este totuși un doctor renumit. Nu voi da nume acum, dar este un doctor renumit și apreciat și am toată aprecierea pentru dumneai, fiindcă în multe lucruri a fost un medic de folos și exemplar comparativ cu alți medici. Reacția m-a șocat și anume s-a uitat la analize și nu a spus nimic. Ce m-aș fi așteptat eu să spună? Să zic, wow, ai scăpat de infecție. Dar ce ai făcut? Parcă știam că nu vrei să faci antibiotice, nu vrei să iei antibiotice, nu vrei. E, nu știu, poate tân s-a uitat, nu știu, nu pot să știu sigur ce a fost acolo. Eu oricum așteptam la niște întrebări, la explicații, dar nu a fost loc de acestea. Deci, practic, în cazul meu, această problemă s-a rezolvat atunci prin post de 14 zile, post cu apă, și problema n-a mai revenit deloc de atunci, sunt 7 ani, deci consider că boala s-a vindecat definitiv. Acest lucru este o mare încurajare pentru toți cei care se confruntă cu anumite infecții mai ușoare sau mai intense. Aveți motive suficiente să luptați pentru a vă obișnui cu postul, cu apă, să depășiți acel prag dificil cu stările de rău din primele zile. Practic, după ce treceți de ziua 3, 4, starea fizică se ameliorează semnificativ. Deci nu mai sunt atâtea stări de rău și mai ales după ce treceți prima, a doua oară de acest prag, stările de rău nu mai sunt atât de intense când reluați încă un post. Adică cea mai mare bătălie se duce prima oară, prima oară, eventual a doua oară, maxim. După ce este mult mai ușor să depășiți pragul acesta. Sper să fie de folos, mai ales unei cunoștințe care are o problemă asemănătoare, o infecție asemănătoare și am zis în mod special pentru o persoană respectivă trebuie să dau drumul repede la această prezentare, fiindcă el stă pe gânduri dacă să se opereze sau nu, deja este într-o stare avansată și am zis că experiența mea poate să-l ajute la fel și pe mulți alții care au poate probleme similare cu infecție oriunde în corpul acesta, da? Deci asta a fost o infecție locală, poate fi o infecție în altă parte, la un organ intern, alte organe sau oriunde,
cum acționează postul în astfel de situații, vom discuta în altă ocazie. Acum v-am spus doar că funcționează și dă rezultate și pentru anumite infecții destul de dure. Cu aceasta încheiem această prezentare și dacă ați încercat sau încercați astfel de tratament sau aveți probleme similare și vreți să încercați, puteți să vă povestiți experiența în comentariile de mai jos. Până data viitoare, numai bine!